Ne-am întors și vorbim despre lumea nevăzută a artistului, muzicianului, maestrului Damian Drăghici. Ai cercetat foarte mult în toate culturile, toate scrierile. Ți-ai format un ritual pe care îl aprecii zilnic și pe care ne-l poți recomanda, care, nu știu, te ajută să ai energie, să-ți meargă lucrurile bine, să te simți bine? Da, aș putea să spun că, în primul rând, trebuie să înveți să-ți conservi energia. Mă trezesc dimineața 6-6:30, dar de obicei între 6-6:30, 90% ora 6. În primele 10 minute trebuie să neapărat să ieși la soare, dacă e soare, să faci o meditație de vreo 10-15 minute sau o rugăciune, asta e foarte important, adică când meditezi, meditezi cu tine însuți, când ești în rugăciune, nu e neapărat vorba să ceri, că poate și asta e înțeleasă greșită cu rugăciunea. E vorba de a fi grateful, de a fi recunoscător. Adică mulțumesc, Doamne, că m-am trezit, uite, am două mâini, am două picioare, sunt întreg. Încă un cadou, să rămână. Încep ziua așa, e bine. Nu consum nimic până la ora 2. Nu cafea, nu nimic, nimic, nimic. Abia la ora 2 mănânc ceva, pentru că dacă ești într-un constant proces de intermittent fasting, acest post, da, corpul tău undeva după 16-17 ore își automănâncă celulele care sunt bolnave. Autofagie se numește. Și oricum, e foarte bine să ții undeva la 18-19 ore, 16 ore, depinde fiecare cum vrea să țină. Ai mintea foarte ageră, ești în conștiință și ești în continuu în mișcare. În momentul când mănânci, o să vezi că digestia, procesul de digestie, mai bine nu mai mâncam. Da. Și aici nu mă refer să mănânci carne, hamburger sau astea. Și dacă mănânci o salată, tot e greu până digeri. După ora 6 nu mănânc. Încerc să dorm, să găsesc un orariu cât mai potrivit să am orele de somn și pe timpul zilei, atunci când ai tendința să te uiți pe Facebook, pe Instagram sau pe ceva, să ai câteva momente cu tine unde doar să spui mâna pe tine, pe corpul tău, că tu nu mai faci asta, da? Să te atingi puțin și să respiri. Și dacă poți să faci doar câteva exerciții, adică 4-7-8, să inspiri 4, să ții 7, să dai afară 8, un ciclu de 8, asta te aduce în prezent. Că noi nu respirăm nici în viitor, nici în trecut. Da, acolo stă mai mult cu mintea. Muzica, da, tu te-a desăvârșit, practic. Ai ajuns un artist desăvârșit. Ai studiat foarte mult, ai exersat foarte mult. Muzica te întoarce la suflet. Da? Știm că atunci când ascultăm o melodie, ni se deschide sufletul. Și mi-a plăcut foarte mult titlul concertului tău, Renăscut, da? Călătoria către suflet. Da? Marchează acest eveniment 40 de ani de carieră. Felicitări și vă țin înainte. Să rămână. Cred că din timp ai înțeles despre ce e vorba. E vorba că am avut șansa de la Dumnezeu și am șansa în fiecare zi să mă renasc și să învăț lucruri despre mine, despre oameni, despre familia mea, despre copilul meu, despre Cristina, despre iubire, despre muzică și să mă bucur în fiecare zi de ceea ce fac. Și în concertul ăsta vreau pur și simplu, pe 28 mai, cum am spus, la Sala Palatului, vreau să împărtășesc cu oamenii prin, bineînțeles, vizual și acustic, prin muzică și prin ce o să facem pe scenă, să împărtășesc călătoria profundă, adâncă a sufletului meu în toți ăștia 40 de ani de muzică. Adică momente care au fost fericite, puțin mai nefericite, momente de o exuberanță maximă, momente de depresie, momente... Și toate astea cumva s-au reflectat prin muzică și prin asta vreau să mulțumesc publicului, și român și internațional, pentru că au avut marea bunătate, empatie și iubire față de mine să-mi accepte toate stările. Călătoria sufletului, ce frumos ai spus. Cu toții avem această călătorie. Cum ne facem mai frumoasă? Care ar fi sfatul tău? Iubire. Iubire. Lumina, iubire. Cheia? Cel mai mare profesor al tuturor timpurilor, Domnul Iisus Hristos, tot despre asta a vorbit. Iubire. Iubire. Dacă avem... Asta e cheia, iubire. Dincolo de muzică, dincolo de ceea ce faci tu, în ultima vreme te-ai îndreptat puțin către oameni. Îi mentorezi cumva, vrei să-i ajuți. Cum te simți în această postură? De ghid, de îndrumător? Mă simt bine. Și de ce mă simt bine? Și nu o spun din punct de vedere egoistic. Mă simt... Îi văd că au nevoie de direcție, săraci. Adică, și nu spun săraci în mod orativ. Da, au nevoie, da, adică
stai puțin, ai nevoie de un ghid să spună puțin pe unde să o iei. Exact cum e. Noi am fost acum cu Cristina în Italia și am fost mai multe ori în Italia de-a lungul vieții mele și în turnee și în astea. Și eu n-am văzut Italia cum am văzut-o până acum, datorită faptului că Cristina a sunat și ne-a luat câțiva ghizi. Și în sfârșit am văzut Italia altfel, pentru că altfel o vedeam Italia doar hai să mergem la magazin să cumpărăm, mai mergem la un muzeu și mergem să băgăm noi înghețată să facem cumpărături. Nu, de data asta, cu un ghid, am văzut-o diferit. Și de multe ori și pe un ghid de viață, un life coach, un mentor, poate cumva să-ți arate drumul. Damian, îți mulțumesc tare mult că ai fost astăzi alături de noi și ne-ai împărtășit din experiențele tale. Cu siguranță e mult de vorbit despre lumea ta nevăzută. Drept urmare, te